am citit numai cărți din bucat. Absolut, un an de zile am citit cărți din bucat, care erau cu casă, Sandra Marie, nu știu care. Și mă plăceau la un moment dat, erau ca niște poeme, să ia, nu știu ce, să taie Julien. Eu am un personal, Julien Spăier. Da, este o expresie luată din cartea de bucat. Să ia, să pune, să mai pune un strat, să nu știu ce, adică erau indicațiile astea, cum se face, dar deveneau ce admăgătoare prin ea de petiții, dacă le citea lumea în multe ori. Și... mi-aduc aminte că Mircea Cărtărescu, la un moment dat, în anii ăștia mai încoace, pe la realitate, era și l-a întrebat ce citești el. Și vă răspuns, în felul ăsta, probabil că vă răspuns că nici într-un caz cărți din bucat. Adică dacă un dispreț absolut, bă, e absolut autentic de chestie. Și m-a numit, bă, ăsta o amestit, eu citeam la cărți din bucat. Nu m-am dat seama, că mă împăcam și mă împac foarte bine cu el, am avut discuții interesante. Ne număram, el susținea permanent că a avut mai puține femei decât am avut eu. Și el spunea că nu, că eu am avut mai puține decât aia. Bineînțeles că ne număram și soțiile. Două. Și el avea cu una două și eu două. Și i-am demonstrat, clar, că totuși eu am fost ăla, nu el care vrea. El spunea că el nu e imposibil. Poezia, nu știu.